cura cu suc de țelină pentru astenie, surmenaj, nervozitate, reumatism. Detoxifier academicianul Ovidiu Bojor vorbește într-una din cărțile sale despre acțiunea revitalizantă și întineritoare a țelinei asupra întregului organism. Această legumă are efecte fortifiante remarcabile, fiind utilizată la prepararea de tonice medicinale, de pildă, vinul de țelină. Rădăcinile de țelina sunt de asemenea renumite pentru proprietățile lor diuretice, depurative și declorurante, fiind utile în afecțiunile renale și cardiorenale. Datorită faptului că ajută la eliminarea excesului de apă din țesuturi și a grăsimilor, țelina este recomandată în curele de slăbire și tratamentul obezității. Diabeticii și hipertensivii pot beneficia de pe urma consumului de țelina, întrucât ajută la scăderea glicemiei și respectiva tensiunii arteriale. Cura cu suc de țelină vicoterapeutul Constantin Milică recomandă o cură cu suc de țelină deosebit de utilă persoanelor care suferă de următoarele afecțiuni. Tuse, rădușeală, catar bronșic, febră, lipsă de minerale, astănie psihică, nervozitate, vertij, dureri de cap, insomnie, convalescență, obăseală cronică, surmenaj, nervozitate, obezitate, reumatism, artrită, gută, drenare hepatică și pulmonară. Sucul se poate extrage manual, din rădăcinile de țelină rase pe răzătoare și stoarse, sau prin mixarea în blender timp de 2-5 minute, sau cu ajutorul unui sturcător. Mod de administrare doza recomandată este de 5.0100 ml de suc pe zi. Această cantitate se împarte în 3 rații, care se administrează pe parcursul zilei. Cura durează 15-20 de zile. Persoanele care vor să-și curățe organismul de toxine, provenite din alimentele aditivate, din tutun, din carne sau din mediul poluat, pot face cure de câte două, trei săptămâni, timp în care pot consuma câte 1,0015,0 ml de suc de țelină proaspăt pe zi. Pentru a spori și mai mult conținutul nutrițional și acțiunea terapeutică a sucului de țelină, acesta se poate combina cu suc de morcov în proporție de 1-3. Sucul de țelină se asociază foarte bine și cu alte legume, precum sfeclă roșie, castraveți, varză sau tomate. Se poate îndulci cu miere sau cu măr. Sucul de țelină poate fi utilizat și extern, sub formă de comprese, pentru tratarea ulcerelor, plăgilor, cancerului de piele și afecțiunile ochilor. Este util și în ulcerații bucale, când se folosește sub formă de gargară. Țelina este un stimulent foarte bun pentru sistemul nervos și funcțiile creierului, ajutând la reducerea stresului și întărirea memoriei. Reumaticii, gutoșii și vârstnicii cu dureri sau boli articulare pot bea câte două pahare de sut de țelină combinat cu sut de morcov, după indicațiile de mai sus, pe zi, în cure de 3-4 săptămâni. Profesorul Milică recomandă bonlavilor de vitrico să consume câte două, trei linguri de sut de țelină dimineața și înainte de mese. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul!